pot să cred că-ți spun asta, dar bine v-am găsit la Poppy Playtime Chapter 3. 2 ani de așteptare, sunt curios dacă a meritat și uitați-l pe Catnap. Cum ne așteaptă el să intrăm în fabrica lui? Oh my god, Catnap! Înainte să începem chapter-ul, hai să apăsăm cu toții pe butonul de like chiar acum, să începem cu multe, multe like-uri. Să văd cât de mult ați așteptat voi să apară Chapter 3. Au trecut prea mult timp, n-avem cum să ajungem măcar 5.000 de like-uri. Hai toată lumea cu like, îi dăm new game! Hai, 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 că începe new game! Oh my god, caseta! Yeah! Ce tip este? Playtime! Yeah! Chapter 3! S-M-I-L-E Everyday! Mamă, cu smiling critters! La 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 la! Asta este intro, mă așteptam să fie asta intro, pentru că mi l-a tot arătat. Smiling critters! O să fie foarte important, cred, smiling critters. Cred că o să apară toți. Mamă, deci n-aveți idee. În sfârșit, joc chapter 3! Ia vedeți, casa aici stătea. E 10 și un os, ora. Ha, 10 și un os. Uite toate animăluțile. Vântul este foarte fierător. Mamă, chiar îl văd în joc. Mai mă pe YouTube videoclipul ăsta, îl văd în joc. Nu mai se dorm. Ați să fim ok, fraților, promit. Vântul va trece. Cândva, săracul Dog Day. Nu! Ah! Poliția! Mâinile sus! A venit. Cine a venit? Catnap? Salut, Catnap! Yay! Oh, ce fețe au făcut. Catnap! Please, te rog. Let's go to sleep, Catnap! Ajută-ne să ne culcăm, Catnap! Avem nevoie, Catnap! Te rog, te rog, te rog, te rog! Som, som, som! Mamă, ăsta are curios care să fie legătura cu scena asta în jocul oficial. Deci le dă cu gaz. Mamă, tască țelul! Agonia! Mamă! Oh my god! Nu! Nu, Catnap! Du-te, mă, de aici, că tremur tot! Mamă, e Catnap, vedem din ochii lui, gen, ăsta e Catnap clar. Deschid o cușcă. Stai mă așa că nu-i dă joacă, dacă era vă anunțam. Uite. A, m-a aruncat, Catnap! M-a aruncat pe mine playerul, cred. Ha, de ce? Unde m-a aruncat? Stai așa că... ce este locul ăsta? Aia e locul de... Bă, mă, strimit pereții, strimit pereții, pereții! Uite bucăți de jucării cum cade acolo, m-a aruncat la gunoaie unde jucările sunt aruncate. Eu mă gândesc că trebuie să sărim aici, a? Ajutor! Ah! Bine, mă! Aici? Mamă, trebuie să... Mamă, chapter 3, cât de mișto arată! Ne jucăm în sfârșit! Mamă, uite asta din trailer pe care am analizat noi cu asta de să duc sus jos, mai știți? Astea sunt cele din trailer care ele urcă și se lasă. Mă gândesc că trebuie să sărim pe ele, pe cele colorate. Ia să vedem. Hopa așa! Hopa așa! Hopa! Cred că a murit? Ah, că sunt în viață? Să mergem că am picat! Și mă gândesc că trebuie să... Au! Mamă, mă striveam, mă dădea cu capul de tavan dacă nu reușeam. Mamă, deci nu pot să cred că noi chiar ne jucăm Chapter 3, doamnelor și domnilor. Mamă, trebuie să ascultăm bine jocul. Au, ia uite așa mișto! Când te ridică pe crouch și faci o animație, uite. Uuu, vezi că-i făcut bine. Uite plușurile prinse de tavan. Pip, pip. Ce se întâmplă aici? Ok, o să încercăm să vedem toată povestea asta, nu sărim peste nimic. E un ghiozdănel acolo. Hei, ghiozdănel, poți să te iau? E ghiozdănel unui copil? Nu cred că pot să-l iau. Mamă, aici este fabrica. Asta are curios cât de lung o să fie. Chiar sunt curios complet. Mamă, sânge. Și aici scrie ajutor. Și avem jucării puse în țepușe. Și aici picură sânge din tavan. Asta este groaznic, sincer, într-un play care unde sunt copiii adunați. Cred că trebuie să luăm pe ușa asta, că altă ieșire n-am găsit. Ok, pe ușa asta trebuie. Mamă, de ce ne-a aruncat Catnap? Ok, deci în chapter 2 ne-am lovit cu trenul. Cred că virgulă Catnap a venit, m-a luat din trenul prăbușit și m-a adus aici. M-a aruncat în cușca aia. Mamă, uitați și voi că sunt puse în țep jucările. Ok, cred că asta e simplu. Parcurs simplu! Oh my god! Mamă, deci începe deja cu parcurs. Trebuie încerc să scap că m-a aruncat. Catnap a crezut că sunt o jucărie, probabil. O jucărie abandonată și m-a aruncat la cu... Oh my god! Oh my god, uite-l! Catnapy! Distragem platforma. Mamă! Oh! Let's go, baby! Oh! Mi-a spart capul. Mamă, l-ați văzut pe Catnap sau sunt în ventilație? Mamă, cred că o să mă urmărească ca o pisică, pentru că el este o pisică, știți și voi? Și pisicile... Mamă... Pisicile stau în întuneric și își vânează prada, știți și voi, gen felinele. Așa funcționează. Și cred că așa este și Catnap, dacă nu mă înșel. Mamă, numai în ventilație, ca în chapter 2. A făcut recent o recapitulare la chapter 2. Mamă, ce mișto e aici! Uite pe mamilor, oresc cum bea un suc. Playtime Lemonade. Și aici avem Candy Cat Snacks. Snack-uri pentru Catnap. Uite-l pe Pagapillar. Mamă, Catby, toată lumea, toate caracterele. Mamă, deci... Mamă, ce mișto se vede.
Poți deschide și sertarele. Uitați cât de mișto se vede jocul, deci chiar e incredibil. Oh, baterie. A, bateriile le punem aici. Pune bateria în locul ei, ok. Și aici avem, uite cu bateria acolo. Ce scrie acolo? Ora bucuriei, the hour of joy scrie. Mamă, dar chiar că am văzut întrebări de astea ori scris the hour of joy. Încă nu știu nici măcar eu ce înseamnă, habar n-am. Ce ar trebui să însemne, uite aici. Deci aici ne spune poveste, jocul ne spune poveste. Un copil s-a ținut de pagina, a pus mâna acolo plină de sânge și Catnap a zgâriat. Deci era un copil legat de Catnap. Mamă, putem să găsim o casetă secretă? Oricum, o să facem un episod. Uite, prima casetă. Mamă, prima casetă din joc! Masca de gaz. Ok. Doamna Harper, explicați situația. Și nu săriți peste detalii. Ca în orice noapte, toți copiii s-au dus la culcare. Era liniște și pace. Catnap a dat cu gaz roșu. Și apoi s-a auzit un țipăt. Coșmarul se întâmplă, dar asta. Mi s-au deletat pupilele și le tremurau buzele. Și ochii s-au făcut atât de mari. Mamă. Îmi simțeam cum îi fierbe sângele. A văzut ceva oribil, ea, ceva oribil, ea. Îmi pare rău. N-am vrut să... Doamna Harper, o să ne ocupăm de copii cât de bine putem, îți promit. Dar asta este important. A spus Marie ce a văzut? Da! Un monstru, a spus ea. Și era fără culoare. Mamă, și simțea inimioara ei mică cum bătea foarte tare. Pentru ea monstru era chiar acolo. Îi tremurau mâinile și picioarele, că era frică rău fetiței. Am vrut să vorbesc cu ea, să văd cum face. Trebuie să iau vocea chiar acum, dacă se poate, vorbesc cu ea. Nu s-ar recomanda asta, domnișoara Harper. Sunt foarte multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm chiar acum. Oh my god. Dar vitalele sunt normale și o să monitorizăm în continuare. Ea o să fie ok. No! Îmi pare rău dacă nu sunt confortată de asta. Mamă, o vreau pe fetița mea înapoi. Oh my god, plânge săraca mamă. De ce ne spune? Fetița ei era în, era în gazul roșu al lui Catnap și a văzut ceva groaznic. A văzut un monstru și bătea inimioara. Și era foarte frică fetiței, pentru că s-a dus la mama ei și bătea inima foarte tare. Îi tremurau buzele și avea ochii dilatați. Adică, exact cum era în trailer și am văzut jucăriile. Oh, elefanțelul. Eu sunt Bubba Bubba Fan. Hey, te țin minte? Ok. Un elefant mereu ține minte. Vrei să știi ce țin minte despre tine? Da! Că sunt YouTuber, nu? Oh my god. Calmează-te, Bubba! Bubba! Mamă. Dură de sânge. Alo! Ok, am luat culoarea verde. Mă gândesc că trebuie să dăm energie la ceva. Alo, telefonul, da! Cine mă sună la ora asta? Când mă joc pe We Play Time Chapter 3? Telefonul din trailer! Hey! Hey! Hey, tu! Poți să mă auzi? Te, parcă am pierdut. Nu vreau să mori. Așa că o să te ajut. Cine e, Poppy? Vezi asta. Vezi tubul din spate? Mersi! O deschizi ușa cu bateria. Mersi, Poppy! Tu ești Poppy? Dar ce scrie cu semnul întrebării? Nu cred că e Poppy. Oh. Șița. Ma! Wow! Tu ai făcut asta? Cred că aici te-a găsit Catnap. Știu că ești supărat pe Poppy când te-a lăsat să pleci, dar ea are nevoie de tine. Noi avem nevoie de tine. Tu ești misiunea noastră. Împreună putem salva foarte mulți oameni. Inclusiv pe tine. Playcare e fix în față. E casa lui Catnap. Și aici. Și unul dintre Smiling Critters. Înainte erau 8, cred. Acum este doar el. Mamă, Playcare este biserica lui unde vânează. Trebuie să te miști repede. O să ținem legătura. Mamă, nu cred. Numele meu este Oli. Mă bucur să te cunosc. Oh, Oli, salutare. Deci nu e Poppy, e Oli. Următorul train vine la 10 și un os. Exact cum a fost în cinematicul de la început cu Smiling Critters. Era 10 și 5 minute practic după ceasul ăsta. Mereu a rămas ora asta blocată. Mamă, ne vedem curând.
Și Chisi Misicul le spune la revedere copiilor. Tare, rău, ești nebun. Uite, acolo s-a rupt posterul. Deci o să ne jucăm în cerere, că nu vreau să dau speedrun. O să analizăm toate secretele, toate detaliile. Pentru că am așteptat 2 ani pentru jocul ăsta, ar fi păcat să-l grăbim, să trecem rapid prin totul. Și ar vrea să vedem fiecare secret, fiecare detaliu. Uite, gândaci ăștia cum se plimbă. Ăsta s-a buguit și zboară. Da, deci deja e gata chapter 3 over. Că zboară gândacul. Ia să vedem, aici sunt camerele de la vederi. Care funcționează? Uite un cablu de curent care duce acolo. Monitorul. Ok, vedem ce secrete avem. Deci aici se uitau cei de la securitate. Își vedeau toate camerele astea. Mamă, deci chiar sunt curios când îl vedem pe Kenny. Cât o să dureze să ne confruntăm. Ce e asta? Ha? Dă cu palma aici? Wow! A, cred că știu, ok, e simplu. A, și de practic mi-arată unde o să ajungă dâra. Și trebuie să o punem în curent, mă gândesc. Pap! A, trebuie să iau mai întâi curentul. Și dăm așa. A, ochii mei! Mamă, cât de mult strălucește. Suntem la platforma numărul 6 de la tren. Ia uite pe mamilule ce bea ea. Playtime Lemonade. Cât o costă o limonadă din asta Playtime? Păi m-am întors de unde am plecat. Oare trebuie să sar aici? Oh my god. Am făcut-o praf. Ok, hai să vedem. Deci urcăm aici. Ce scrie aici? Uite toate caracterele. Boxy Boo! Mă, Boxy Boo încă apare ca jucărie. Deci au promis că nu o să apară, dar aparent apare. Playtime New Park. Noul parc al lui Playtime. Bine, mă. Și ce avem aici? Avem toate caracterele. Și acolo ce scrie? Pace, îi așteaptă pe cei care au încredere și cred. Mamă, uite-l pe Boxy Boo. Nu poți crede, l-au băgat pe Boxy Boo. Ce scrie aici? Vezi lumea prin ochii unui copil. Elliot's Express. Ce mă, ia să vedem. Hey, hey. Eu sunt Chicken Chicken. Vrei să ducem afară să stăm ca boși? Mamă, stă ca boși, ăsta e gen de la băiatul rău de la școală. E tare rău afară. Dar n-ai fost niciodată afară înainte. What? N-a fost niciodată afară? Vrei să vii cu mine? Da! Mi-e frică. Here, uite aici, urmează-mă. O să ies eu prima afară din casă. Doamne, ce s-a stea, mă, copii? Apăsau pe astea și asta se întâmpla, serios? Mă, cobor cu liftul? Cred că știu unde intrăm, știu. Atenție că știu, sunt expert pe Playtime. Wow, vrem să reciclezi. Uite, gândaci. Asta cred că duce în locul acela pe care l-am văzut în trailer, în care era foarte mare și puteai să vezi multe clădiri. Aveam școală, aveam grădiniță, aveam biroul directorului. Și cred că acolo mergem acolo, în hub-ul ăla gigantic. Așa pare cel puțin. Plecăm, tată! Mă, mi-a băgat un video? Hello! Hello! Oh, e Pierre! Elliot Ludwig! Salut, Elliot! Când te uiți în lumea din jurul tău, ce părere ai care are nevoie mai mult? Am întrebat prin jur odată. Bani! Niciodată n-am destui bani! Te înțeleg, niciodată nu poți să destui bani! Și-am pierdut omul normal încrederea. Fiecare avea un răspuns diferit. Da, mă, Ludwig, lasă-ne că... Oh my god! Fiecare îi lipsea ceva. Ceva simplu îi lipsea fiecăruia. Niciunul dintre ei n-a putut să zâmbească. Da-și, te rog, Ludwig, e grav. Elliot, lasă-ne în pace. Dați-vă și voi, ce-i asta? Mamă, ăsta-i playcare-ul. Un zâmbet este încredere și... și dragoste. Un zâmbet este înțelegere. Deci doar trebuie să zâmbiți mereu. Ha! Trebuie să zâmbiți mereu. Am ajuns la playcare. Asta este playcare-ul, cred. Am ajuns! Oh my god! Nu vreau să intru în gaura asta gigant! No! Oh my god! Nu este nimic fără dragoste și fără zâmbete. Mamă! Du-te, mă! Ah, gazul! Gazul roșu! Playcare! Mamă! Eu care am făcut Playtime Corporation anunț că... Ce anunță? Playcare! Orfelinatul nostru din fabrică. Dar nu este doar asta. Este o școală. Un loc de joacă. Un loc în care să ai un scop. Un ecosistem al nostru sub suprafață. Dedicat să facă orice copil să zâmbească. Uite-ți mai lecrița acolo. Profesori. Tați și mame. Și au tot asta în voi. Să te facă bucuros Playcare și să zâmbești. Mamă. Deci era o idee bună cu Playcare-ul ăsta, dar până se întâmple ce s-a întâmplat. Dar ce se mai are viața fără un zâmbet? Bravo, Ludwig, ai zis-o. Din cauza ta au murit copii. N-a funcționat planul tău cu orfelinatul de sub pământ. N-ai cum să nu oferi... Hei, sunt eu, Oli. Salut, Oli. Îți place locul nou? Da, e tare. Copiii locuiau aici. Acum uită la el.
statue. Vezi statuia de mijlocul camerei? Da. Take the stairs that go under it. Coboară de sus. There's a really cool room in there that powers literally all. Acolo e curentul către tot Playcare-ul. Și poți să-ți dau o cheie. Aici? Ce e asta? Happy Hopscotch. I'm Happy Hopscotch. Yes, Happy Hopscotch. Ah, deci are doar o vorbă, cream chiar urlă. Ce e aici? Stai așa. Coborăm într-o... Mamă, s-a spart seava. Mamă, aici se, aici se dă curentul, cred, în tot locul de joacă, cred. Și unde avem cheia? Ce e aici? Oh. Salutare, ce e asta? Trebuie să bag mâna aici? Oh. Oh. Ok. Am luat cheia. Oli, am luat cheia. Deci, ai luat cheia. Acum întrebarea pe care ți-o pui singur este... Unde se duce cheia? Ieși afară. Și o să găsești o... aia! E ușa acolo. Acolo trebuie... Oli, zi tu, acolo trebuie? Mamă, trebuie să explorăm. Cred că tot chapter-ul se bazează în locația asta. Eu oricum am spus deja teoria mea. Vreau să văd câte am nimerit din teorie. Eu am spus în teorie că fiecare locație este o parte a jocului. Ca un fel de mini-chapter. Prima oară te duci acolo, apoi acolo, apoi acolo, 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 acolo. Și fiecare are monstrul ei, povestea ei și fiecare duce undeva. Dar văd că începem într-o ușă, într-un perete. Deci nu cred că am avut dreptate. Habar n-am, trebuie să observăm și să analizăm. Baby, 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 am intrat. Baby, baby. Oh, domnilor, nu știu unde am ajuns. Uite pe Catby. Catby care stă în multă miere. Ce drăguț ești tu, Catby. Catby, te iubim. Ai grijă pe unde calci, să nu cazi ca și Banzo Bunny. What? Nu-ți uita masca. Angajații mereu trebuie să poarte mască când gazul roșu este prezent. Mamă. Bine ai venit în locul în care se face gazul. Aici este inima la tot locul de joacă. Tot gazul este făcut în fabrică. Se numește fumul roșu. Se duce mereu în partea dreaptă. Trebuie să facem să ducă în stânga, de fapt. Așa putem să-l ajungem. What? Aici este securități, dar știu că poți să o faci. O să te sun când totul este gata. Mamă. Te să avem butonul ăsta mare și gigantic? Am, trebuie curent, deci nu avem curent și trebuie să-i dăm curent. Și mă gândesc, pentru a-i da curent, ne trebuie o baterie verde, să o punem aici. Ok, trebuie să găsim o baterie verde. Nu. Nu. No, 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 no. Catnap. Oh my god. Catnap, salut, poți vorbești? Respiră. Catnap? Mârâie. Catnap! User. Mamă, Catnap e singurul fără voce. What? Restul caracterilor au vorbit. Toți ceilalți smiling. Uite bateria. Ceilalți smiling cântări s-au vorbit în afară de el. Aici cred că pot să fac rost de o casetă să ne uităm la ăsta, dar... nu are DVD player, nu? Nu văd să aibă. Dacă e vreun secret pe aici, că sigur e. Da, m-am înșelat, nu este absolut nimic aici. Pot să urc sus, dar de ce aș urca sus e întrebarea. Așteaptă un secret? Da, nu pot să urc sus, am fost fraierit. Sunt curios dacă chapterul acesta are colectabile ca și în chapter 2. În chapter 2 era niște statui de aur. Trebuia să le iei pe toate să le colecționezi și erau ascunse. Oare ăsta are ceva în genul? Trebuie să vedem bateria verde. Totul făcut praf. Mamă. Un ușamov! What? Wow, și poți să schimbi caseta verde. Și avem un tutorial, cred că pentru Mănușa Mov, cred? O să vedem. Salutare! Playtime Corporation. Deci aici am învățat cum se folosește Grabpack 2.0, prototip. Ai, și asta cu asta portocalie poți să sari. Portocalie, doamne, Mov. Da, deci are cablu mult mai lung și mult mai OP. Să schimbi mâna e ușor, da, chiar e ușor, uite așa o schimbi. Hop, verde, Mov. Are și air jets. What? Adică să respir? Atenție cu Mănușa Mov. Ia vedeți că poți să sar pe trambulină. Mă, am văzut în trailer asta. Poți și eu să să experimentez. Liniște? 3, 2, 3. Cât de mișto e! Stai că mi-a plăcut prea mult. Tonk! Ma, ce ai mă că e tare. Dar trebuie să schimb mănușile. Nu știu de exact de ce. Dar văd că cam verde. Cred că verde e pentru curent și Mov e pentru sări. Mamă. Asta e partea din trailer oficial. Da! Mi-aduc aminte. Uite. Mama, nebunul! Ce era să mor, du-te încolo! Mă, exact ca antrenor. Asta este partea din antrenor cu sângele ăsta sau și pe aici pe jos. Eu cred că nu este sânge. Cum se mata sânge, piscină? Eu cred că este colorant de înghețată? Cred că da, sigur, nu are cum să iau. Și care e faza cu aia? No, iar platforma... Cred că dacă îi dau drumul... Ok... Și o tragem jos? Ah, ok, și acum?
Ah! 2000 IQ, fii atent! Bine, bă! Da, mă, mișto rău. N-ai să zici că e prea tare. Și apoi trebuie să sărim peste asta. Da, e cea mai tare mecanică asta cu săritura. Nu știu, e așa plină de energie. Puzzle! Gata, aici am terminat jocul. Aici voi rămâne fără idei. Pam, pam, ok, deci jap, jap, jap. Și trebuie să ajungă. Stai, cred că pot să fac asta. Cum urcai? Ce uite că pot? Da. Na, maestru Pomii Playtime, bun. Și acum eu ar trebui practic să pun astea în așa fel încât să lovească toate între ele. Bun, o pun pe aia să lovească. Și pe aia, mă, dar ce lucește, mă, dor ochii parcă. Și apoi dacă dau așa. Oh, oh, baby, let's go, boys. Hai cum am descurcat bine. Dar vezi cât de strălucitor este când ai mâna cu curent. Uite cum strălucește blue ăsta. Vezi că se vede tare, dar uleu. Și acum care este faza? A, trebuie să conectez. Ok, 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 ar trebui să fie simplu. O luăm pe aia, o punem să conecteze cu asta. Asta o luăm să conecteze cu aia? Cred că am făcut bine, este stăm. Mă, vedeți câtă lumină o să facă. Nu așa! Cred că am o idee. Oare mai trebuie curentul și ar trebui practic să iau curentul de aici? Să dau așa? Ponc, nu. Încolo? Mamă, câtă lumină! Ochii mei! Da, mai văzut că ai știut? Ipa! Deschide ușa! Dar ce e locul acesta? Fără semnal. Fără semnal. Fără semnal. Și e plin de... Am un coș de gunoi cu sânge. Nu prea... nu prea îmi convine, sincer. Epa! Și acum cred că să dau drumul la ăsta, merge? A, uite, mai trebuie două cabluri. Bateria gigantică albastră de acolo. Și... Dacă apăm să duplă. Ok, hai înapoi la Playker, că ne așteaptă Kelner, cred. Bine ați venit la Playker, doamnele și domnilor. A, uite harta pe care vă stă în trailer. Bun, hai să vedem numele. Deci, Counselor Office, acolo cred că este șeful. Locul de jucării unde se fabricau jucările. Home Sweet Home unde se dormea. Școala unde învățau de toate. Și Playhouse unde se jucau cu jucările pe care le testau. Practic, dacă nu știți, Playtime Corporation, misiunea lor era să facă jucării. Și pentru a avea cele mai bune jucării din univers, le dădeau copiilor care erau aici sub hartă, să zic așa, sub hartă, să le creadă. Sub pământ, da, sub pământ, în bunkerul ăsta care este loc de joacă. Îi puneau să testeze, să fie cele mai testate, cele mai bune jucării specifice pentru copii. Dar, cred că s-a întâmplat ceva greșit cu o jucărie, care s-a dus prea departe cu ea, probabil. Mă dai ok, fratele, sau care este hazul? S-a făcut beznă în Playcare. Ce bă, cineva mi-a oprit curentul. Ok, cred că mi-a pregătit altă cheie pentru a merge în următoarea clădire. Așa mi-a spus că să-mi pregătesc o cheie nouă. Și sper că acum chiar să funcționeze, pentru că ultima oară nu prea a funcționat. Ok, vedem. Uite curentul, da. Toy Store, școala, Sky, offices. Ok, și cheia? M-am mințit, n-am nicio cheie. Oh. Mersi mult, puterea mea. Ok, dar de la ce clădire este cheia asta? Trebuie să aflăm acum. Ah, cred că știu de unde, că s-au aprins lumine la școală. Cred că nu, e Home Sweet Home ăla. E casa unde dormeau copiii. Na, vrăjeală, o să fie grav. Dacă acolo dormeau copiii, o să fie cel mai groaznic lucru. Bonk. No. Bă, covorul lui mamaie. Și ne-am închis ușa. Aici o să fie groaznic, deja presimt. What? Care-i faza cu copiii aceștia? E o fetiță aici. O altă fetiță care avea prima ei jucărie. Mamă, un banzobani. Fetița, ok. Săraci copii. Deci nu știu, mi se face pielea de găină cum mă gândesc. Că acești copii trăiau niște vieți normale până se întâmplă incidentul Kidnap. Uitați-vă și voi. Mă, jucările făcute praf. Gaz roșu! Nu intru. Dar cred că trebuie. What? Stai, ce? Mi-au dispărut mâinile. Cred că am intrat ca și cum aș fi un copil acum. Sunt practic un copil. Ce-a văzut el când s-a făcut gazul roșu? Oh my god. Coridorul morții? Ce se întâmplă aici? Am emoții grave. Asta este un coridor, fiecare din ăsta e ca la o grădință, spre exemplu. Nu o grădință, un orfelinat grav. Pentru că fiecare ușiță din asta cred că avea undeva la mai multe patru. Vreo 12-4 sau abar cât se pot ține într-o cameră din asta. Se aude. Se aude o flacără. Ce scrie aici? Happy and fun. Deci distractiv și amuzant. Așa se făcea. Distractiv și amuzant. Uite încă un copil. Stânga sau dreapta? Cred că stânga. Ok, e un labirint din ăla care... Mamă, ori e atât de mare orfelinatul,
Dar părea o casă mică la intrare. Ori... știri tragice, tragice la 9:45 dimineața. Corpul unui copil foarte tânăr a fost găsit în fabrica lui Elliot Ludwig. Nu... un om care face jucării la Playtime Company. Nu se știe exact cine este copilul, dar vom afla curând. A fost găsit într-o geantă, mort. Nu... mama, a fost organe peste tot și oasele lui erau puse acolo. Mamă. Nu se știe unde i s-a făcut extracția. Cauza morții s-a făcut static, nu se știe cauza morții. Deci am vrut să le spună prin radioul acesta, este din trecut, cred. Am uitat și voi, ghearele lui Kedne pe jos. Deci ce vrea să ne spună este că în ziua aceea, la 9 dimineața, s-a găsit un corp de copil pus într-o geantă foarte mare. S-a întrebat liderul dacă are vreo un comentariu legat de descoperirea acesta și a spus asta. Este foarte nașoar ce s-a întâmplat. Elliot Ludwig a fost un om foarte tare. Și cei care îl știau, știau că nu este capabil de violență. Și acum alții spun că el a făcut asta. Și că el iubea copiii foarte mult. Da, și părea că acest incident este mai imposibil să fi fost el. Mamă, e groaznic ce se întâmplă. Oh, până un telefon. Deci ce ne spune practic, cum vă spuneam, s-a găsit un corp de copil într-o geantă care era făcut praf. Nu știu cum se descrie, dar era făcut praf. Îi lipsea oase, deci să zicem care, nu știu câte oase are un corp, 300, ceva în genul ăsta. Să zicem că unul de 300 de oase avea acolo un geantă, doar vreo 200, gen 100 de oase au fost luate și cine știe unde au fost puse. Mamă, urechile mele! Alo, da! A? Trebuie să fugi! Bă! Kidnap pisica! Miau, miau! Nu, mi-e frică rău, mi-e frică rău! Scoate-mă din locul ăsta întunecat, mi-e frică rău! Dacă mi-e frică, crede-mă că mi-e frică rău! Deci cum vă spuneam, s-a găsit corpul acela unui copil, Ludwig, liderul, era foarte scârbit. Oamenii credeau că este inocent și unii oameni credeau că nu era inocent și că de fapt el a făcut asta și că e suspicios, Ludwig. Vecinii Ludwig au spus că se întorcea acasă la ore ciudate în timpul nopții. Wow! Și că ura soarele. Mulți credeau că era bolnav, alții credeau că nu te mișca, nu te mișca un inch. What? Ok, asta e destul de ciudat. Deci oamenii se întrebau dacă Ludwig era capabil să facă așa ceva unui copil sau nu, pentru că la aparențe părea un om normal. Un om incredibil chiar. Se upași, cred că vine kidnap. Deci oamenii credeau că este incredibil și că l-ar fi făcut așa ceva în viața lui. Dar a... BAM! Copii, ieșiți de acolo, copii! Copii, ieșiți de acolo! Nu! Copii! Mamă, bate copilul din cameră. Ce scrie aici? Nimănui, nicăieri nu este mai bântuit decât în minte. Ha? Oh my god. Nah. Ăla este kidnap în capăt acolo. Ăla este kidnap. Uitați-l pe kidnap, mă apropii de el. El nu știe că pot să mă apropii de el, eu mă apropii. Uitați-l pe kidnap cu stel aici. Oh my god. Bă! Kidnappy! Uite-l! Am făcut lumină să-l vedem, uite-l pe kidnap. Mamă, asta e înfiorător. Ne apropiem de el, am făcut lumină, deci nu mai e așa înfiorător, că am pus lumină acolo. Unde te duci, kidnap? Am vrut să-l vedem mai clar. Mamă, s-a dispărut, cred. Ok, deci am înghearele lui kidnap ca să... Ce se întâmplă? Ce scrie aici? Vina te bântuie, te bântuie vina. Mamă, cred că este mesaj pentru Ludwig, că el a făcut asta. Mamă, cât de înfiorător, face pira de găină. Nu mai simte siguranță cu sunetul ăla. O, îmi plimb cumva în cercuri? O, dacă mă plimb în cercuri. O, dar ce ciudat e știrea. Aia e știrea, dar pusă în reverse, gen. E știrea de la radio, dar pusă în reverse. Gândesc că trebuie să iau un capăt. Dar ce se întâmpla aici, este întrebarea mea. Aici se întâmpla ceva. Sunt foarte curios ce. Uite. Vina te va vâna. O, ce bine era. Cred că în episodul cu secrete o să intrăm aici, să vedem clar ce se întâmpla. Momentan nu prea cred că avem cum. Să duc cu secrete neapărat să vedem ce se întâmplă acolo. Hopa! Mamă, a rupt scândurile, a rupt tapeteria sau cum se numește asta? Uite scândurile. Sunt curios dacă aici... E nu-i nimic. Să vedem. Oh! Oh my god! Oh my god! Kidnap în capăt! Get up! Ridică-te, ridică-te, zice. Ridică-te. Get up! Ridică-te.
Mamă, ce bine că pot să pun lumini. Asta nu e oficial de la joc. E o șmecherie la mijloc, dar e foarte folositor să pun lumini. E foarte bezna aici. Ok. Ce zice la radio? Kidnap a luat-o pe aici. L-am văzut eu cum a luat-o pe aici, Kidnap. Mamă, a pus era multă lumină, mă dor ochii. Kidnap! Mamă, nimic nu mai înfiorător decât Kidnap. Se aude. Nu! Asta e sunetul din trailer când apare Kidnap. Știți că plângeau niște bebeluși. Auzi. Se aude din dreapta un plânsă de bebeluși. Mamă, exact așa plângeau bebeii. Mamă, uitați-o la gheare. Deci aici, după ghearele astea, se înțelege clar că alerga pe cineva în patru lăbuțe. Știți ce zic? Adică stătea în patru lăbuțe și alerga și zgâria. Ia-ți bebeii cum plâng. Mamă, face pielea de găină. Nu plângeți bebeii. Îmi face pielea de găină. Oh my god. Se aude cum plâng. Se aude cum plâng bebelușii. Bebeilor nu plângeți. Acolo, aici nu este siguranță în locul acesta, scrie. A scris cu cretă sau cu ce a scris? Foarte distractiv. Ok. Huggy. Huggy cu mănușile playerului. Trebuie o casetă să o bag aici, mă gândesc. Oh, uite caseta. Mi se pare mie să mă așteaptă cineva în spate acolo. Cred că nu, chiar mă gândesc să vedem ce se întâmplă. Acum! Aaaa! Am emoții. No, ești una cât face ochii ochii roșii. Greetings, employees, and welcome to your first day here. Salutare angajaților și bine ați venit la prima zi în Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here. Zilele următoare să-ți găsești familiile aici. Să-ți găsești familia și o să vă iubiți toți între voi. Feel free to wander the halls. Plimbă-te pe hall-uri. Stai la masă sau poți trezi la copii cum se joacă copiii cât vor ei. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed. Vine să vezi cum se face știință. Or join the counselors of Playcare, who's diligent care for our children will help you. Ca să aibă un viitor foarte strălucit. Doar ca tu să vezi. Toți aveți o parte în acest viitor. Așa că vin mâine dacă te simți, dacă te simți că nu ești bucuros. Sau pentru ce ai făcut dacă nu ești bucuros. Nu te îngrijora. Pentru că supervizorii o să te asculte și o să ai grijă de tine. Și nu, se întâmplă, uite. Dacă te întorci an mai târziu. Oh my god. Getting the better of you. Oh my god. May you descend into the dark and the dust. Mamă, te duci în întuneric. All that awaits you. Și o să vezi cele mai mari horroruri posibile. Horror. Each hungry for your return. Fiecare care așteaptă să vii. Nu poți să mă uit în altă parte. Fiecare vrea să te găsească. Poate să zâmbească la tine din întuneric, din umbră. O gură zâmbăreață plină de carne și de plastic și plină de dinți. Mamă, se referă la Huggy. Te așteaptă în întuneric ca să te ia în brațe, să te primească. Sau poate... Mamă. Poate nu o să te lase să-ți dai seama într-o lume din care ai plecat. O lume care este a lor acum. Oh my god. Bine ai venit acasă. Trezit. Unde m-a adus Huggy? Huggy Wuggy, Huggy Wuggy. Uite încă un bebeluș. Mă, dar e plin de... S-a auzit o ușă. Piva că s-a auzit o ușă. Liniște toată lumea că s-a auzit o ușiță. Încă un bebeluș. Ora bucuriei. Uite, a scris The Hour of Joy. Ora bucuriei pe care v-am mai spus de atâta ori că se întâmplă. Mă, le-am un copil într-o gură de rechin. Nu știu, așa pare. Al bebeu. Câți bebei, mă? Pe aici trebuie? Nu, cred că pe aici. Au! Vreau să dau o palmă, ești nebun. Al bebeu, bebeu, bebeu. Ghiare, bebeu, bebeu. Sky is the limit, cerul este limit. Așa la este Dog Day, drăguțul. Ce drăguț e Dog Day? Copii, copii, iarăși, copii. Uite pisica cum zice, șșș. Alte desene de copii, foarte mici. Desene, desene, desene. Uuu, camera lui Dog Day. Masca de gaz. Mamă, cât de tare e cu masca! Nu cred așa ceva, aș trebui să coborăm aici? Hop! Mamă, uite gaz! Oh my god, îți pun masca când e gazul, cred. Și asta o știu din trailer, tragi de ea, să duce... Bă, cât de mișto! Du-te, mă! Uite platforma... Oh! Atâta, trebuie să vin aici să dărâm astea... Unde am ajuns, mă? Jos cu masca, că nu mai e gaz. Oare dacă stau un gaz prea mult, adorm? Dar pe aici am venit, deci cred că trebuie să stau pe aici.
Oh, avea o mașină de spălat, aici spălau hainele copii. Uite un copil mai mare. Pe copilul ăsta mai mare văd că are 4 ghiare făcute de catnap. Aici e o urmă de sânge, de mână cu sânge, deci n-a încercat să cațere și n-a reușit, a fost luat de catnap. Alți copii. Salut copilași, sunteți bine copilași? Salutare. Uite o cameră de copii. Uite-o pe mami long, ești ce tare e făcut e covorul ăsta aici, nebun? Da, chiar e tare unde tocmai făcut covorul. Oh my god, catnapi! Culcă-te și odihnește-te, zice catnap lui Huggy. Uite-l, îi zice, culcă-te și odihnește-te, micule Huggy. Ajutor scris cu sânge. Asta e ceva grav. Este nefăcute de către copii. Ghiare multe, mă, cât a zgâdea catnap aici. De ce, mă, catnapul meu, de ce? Ah, trebuie să pui doar baterie aici. Hop, mai trebuie o baterie, logic, că caut a doua baterie. Vă dacă e pe aici, pe undeva. Opa. La 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 la. Aici o fi? Wow! Kissimissi! Existi! Uite ce drăguț! E Kissimissi suită la o poză cu ea de când era copil, cred. Deci lui Kissimissi este doar suiar fetiță. Mama, asta chiar e un secret mare, cred. Cred că ăsta e secretul. Aia ești tu, fata aia? Da! Se uită la o poză cu ea când era mică. Kissy, nu ești un monstru, nu te consider un monstru, ești chiar o fată de treabă. Pentru că mereu ne-ai ajutat, Kissy. M-ai ajutat cu moneta aceea. O să te ajut să te revii la normal, Kissy. Let's go! Mamă! E ce dezastru. Cred că dacă găsesc o poză pe pereți cu Kissy, am văzut cum arată. Uite încă un copil aici. Vreau să văd cum arată Kissy Weezy când era copil. Asta vreau să văd. Mamă, știu partea asta! Opa! S-a spart ceva pe aici, ce oare? Asta este, stai! Tu ești Kissimissi? Nu, că-s două fete. În poza avea o fată, nu ea, nu ea, cum i-aduc aminte. Am văzut-o puțin, se vede că am greu că vedeam mic, dar... ca idee, așa, știi? Hai să punem bateria. Bong, bong! Oh, m-am blocat. Alo! Alo! Păi și bateria unde trebuie? Mamă, dar sunt baricadate ușile astea, ce ieși de acolo? Moartea! Chiar sunt curioși aici. Ok, deci aici e Kissy, Kissimissi. Hai să punem ultima baterie. Pop! Hei, cocoșu, s-a făcut pe jumate! Cucurigu! Mai trebuie jumătate de soare, cred că am văzut că am jumătate de soare. Și trebuie cumva să fac și altă jumătate. Eu că sunt în misiune, scout. Ia e Kissy! Kissy, tu ești cumva cu tricou roz? Mă, o să-i în trailer. Ora bucuriei și o pernă cu... Ce drift a făcut! Puterea... Arăți un copil! Piggy! Salutare! Eu sunt Piggy Piggy! Să mâncăm! Friptură? Delicios! Pui! Foarte gustos! What? Un elefant făcut la grătar? Yum! Cumva se referă la Bubba Fant? Un unicorn? Ce gustos! Se referă la ceilalți Mighty Critters! Încă mi-este foame! Hey! Ce părere ai ca eu și tu să fim prieteni? Cumva vrea să mă mănânce, Piggy? Hi there, I'm Piggy. Mamă, cât de creepy a fost aia. Deci Piggy și-a mâncat prietenii. I-a mâncat pe toți. Oh. Ce locul acesta? Schimbă mănușa, sfârșit. Prima oară când schimbă mănușa. Oh my god. Îmi trebuie casetă verde. Unde găsesc eu casetă verde? Pentru că aici e loc de pus casetă verde. Caută caseta verde. Hai, vedem. Casetă, casetă. Unde e caseta verde? E ascunsă bine, cred. Unde mi-au ascuns, mă, ăștia? Caseta mea verde. Cred că nu există, cred că e minciună. Da, cred că e minciună, nici o casetă verde, alo. Am luat curentul verde, îl punem aici. Poate aici e caseta verde. Nu prea aș crede, sincer. Ar fi folositoare caseta verde, că cred că de aici mai multă poveste. Dar, dacă nu fac toate secretele la modul, toate videourile de pe casetă, promit că în episodul cu secrete, care o să vedem prin perest totul. Oh my god, cine mi-a închis ușa? În episodul acela o să vedem toate videoclipurile, pentru că putem și o să vedem fiecare videoclip secret pe care l-am ratat în timp ce am jucat. Dar am să încerc esențial să-l găsesc pe toate. Dacă nu pot, aia. Dacă s-a ascuns prea bine. Răjeală. Asta e simplu. E cel mai simplu puzzle. Deci trebuie să nimeresc acolo. Hop. Voi punem aici. Yay! Și am întors de unde am plecat. Oh my god. Cred că este view și treaz, sau? View? Salut, ursuleț! De ce tu ești după mine, domnule ursuleț? Domnule urs! Dacă mă întorc cu spatele, mă omori. Oh my god. Ok, cred că trebuie să nu-mi iau ochii de pe el. Oh! Mi-am luat ochii, ești nebun pentru o secundă. Ok, cred că pe aici trebuie. Asta e o bucătărie! Și pe ceva de mâncare? Mamă, este un laborator, uite de asta e...
cum se numea, microscop din ăla de vezi bacteria. Au, ok. Nu știu pe ce parte să iau, pe aici? Mină verde. Dar aici ești blocat, nu e bine. Unde se cu Huggy? Prietenul meu totdeauna, zice Huggy. Sper că am ajuns bine, s-a schimbat muzica. Acolo era ursulețul drăgăcios. Trebuie două bucăți de soare și am o mână cu curent. Hai să analizăm care e situația aici. Acolo am văzut că pot, dar vreau să văd. Trebuie două aici. Două de astea și avem. Păi e simplu, stai că am 20 de IQ și sunt expert Bobby Playtime. Antrenat chapter 1, chapter 2, secrete, hack, tot ce vreți voi. Ok, cred că știu. Una stai aici. O să mai iau una. No! Expertul a fost făcut praf. Cum aici, cum asta? O încărcăm pe aia. La 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 la. O încărcăm pe aia. Mai luăm una fresh. Cu asta fresh. Cu asta fresh, o punem acolo. N-am timp, n-am timp, n-am timp. Aaaa, cât de aproape a fost. Ok, mai zic cum atât și acum o să-mi iasă, promim. O mici rapid, nu mai stau la nicio secundă. Hop. La la la. La la. Yeeey, am întâlnit. Aaaa. Catnap, de jucărie. Ce-mi faci tu una ca asta? Mă, l-a aruncat elefanțel cumva. Elefanțel, de ce l-ai aruncat pe Catnap și l-ai făcut muci? L-ai făcut praf. Ok, ăla-i Huggy. Două îmbrățișări pe zi, e foarte bine. Ne îmbrățișăm pe veci. O să te iau în brațe până când explodezi. Huggy. O îmbrățișare pe zi ține moștri la depărtare. Eu nu cred asta. Du-te! NASCAR-car! Huggy, tu încă existi? Adică te-am văzut cu dinții aia, dar... Cred că a fost alucinație, sincer, nu știu ce a fost aia. Kissy, te-am făcut praf? Aici nu era Kissy? Ha, ha, hai, adică ascunde-te. Nu putea scrie copilul că avea emoții, mi-a scris ascunde-te. Ap, J plus N, B. Ce înseamnă asta? Jakey plus noapte bună? Acum care cu Jakey? Mamă, păi cum? Mamă. Uite-l pe Catnap, cum era părat și o mână de copil. Mami, long legs! Ok, mi-am pus masca. E plin de gaz. Mamă, dar nu văd nimic. Mamă, așa era când muncea aici, de muncitorii care lucrau în fabrică, stăteau cu masca 24 de ore. Mi se pare foarte greu să muncești, adică nu vezi nimic. Sunt curios cum e să respiri într-o mască de gaz. Ok, suntem bine. Bateria! Mamă! Aici a fost masacru! Nu, nu era la așa ceva. Săraci copii! Doar au făcut nimic să merite una ca asta. Doar au fost abandonat de către părinți și săracii au avut nevoie de un loc în care să dețină. Și uitați-vă ce s-a întâmplat în orfelinatul ăsta. Ideea era bună, un orfelinat cu jucării infinite, sub o fabrică. Totul era perfect, copiii aveau un loc în care să-i joace, să-și facă prieteni. O fabrică imensă, cu copii, cu jucării. Oh. Prima baterie luată. Și acum mă gândesc că trebuie să iau pe ușa aceasta. Să-i dăm, să-i dăm! No! Sunt nou, sunt nou, ce fac, sunt de lent. Let's go, let's go, let's go! De ce nu merge asta? Ha? Cred că mai bine cobor în ventilație și vedem unde ajungem aici. A, uite! Papi, am venit unde am plecat cumva. Cred că se deschide ușa asta. Nu se deschide. Uite, panou de... Salut! Un ursuleț mort? Ascunde-te! Catnap, ajutor! O, toți aveau perne cu noile jucării. Ok, cred că trebuie să nu apăs pe a doua și să mă duc direct pe aici. Cred că asta este planul, da? Asta era planul, luăm curentul de acolo. Nu-i atent, nu-i atent! Am luat bateria! Let's go! No! Am reușit la limită. No, mi-au închis ușița. Nu mai contează pentru că acum am bateria. O pun și ar trebui să fie perfect, nu? Uite-l pe Huggy. Dansa, făcea un dans, făcea tonga. Ok. Pop! Butonul. Tocaișu! S-a deschis o ușă, dar care? Uite aici, pot să iau pe aici, ok? Pot mă întorc de unde am plecat, bun. Deci am făcut curentul și acum pot să intru în camera lui Dog Day. Da, uite, pot să intru în camera lui Dog Day. Ham, ham! Dog Day! Dog Day, am susit, mamă, câtă lumină aici, mă ador ochii. Aaaa, ochii mei! Un mic puzzle pentru frați. Mașinăria nouă din trailer! Ce mișto, poți să pui să tragi cum vrei tu, bun. Deci prima dată, trebuie să facem pe aia, cred. Hop! Punem ținta și... Trage! Mamă,
mamă cât de mici deja cum o luăm pe aici. Și acum care este planul? Hmm. Deci ar trebui acum să nimeresc. Unde-i panoul de curent? A, uite acolo sus. Ok, asta e easy, easy, easy. Deci trebuie să luăm curent aici. O punem în ăla. Ăla-l punem. Uite, așa, să nimerească ăla. Aaa, m-am prins de problemă, ok. Deci acum dacă îl opresc pe ăsta, o să cadă ăsta și acum astea ar trebui să funcționeze. Dar nu avem curent, din păcate. Asta e problema. Deci eu trebuie să trag mașinăria acolo. Și dacă trag acolo, se duce bong, bong, bong. Ok, și apasă acolo, dar nu are curent. Nu are curent, din păcate. Ah, știu! Easy! Uite, avem platforma. Tragem de ăla. Stai, băi! Bam, avem curent. Avem și de acolo curent, cred. Merge? Da, mers! Let's go! Geniul Poppy Playtime! Ce este locul acesta? Dar care-i faza cu capsulele astea? Aici se ținau jucăriile? Bron, te-au prins de tavan! Brony! Brony, bron, 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 dinozaurul bron! Sper că iau bine buton. E cu lift! Și pe ele catnap! Aaa, catnap! Deci toată... What? Păi bă, l-am stricat cumva? Cred că m-am pus sub el și l-am stricat. Hai să urcăm, tată, dă-i! Și mai cea bibliotecă? A, am auzit de unde am plecat? What? Cred că s-a stricat jocul. Chapter 3, doar așteptare. Și a picat, dispărut acoperișul. Ha! Oh my god, ok, am pornit curentul și acum că trebuie să mă duc înapoi acasă. Hai să mergem. La la! Încă e beznă. Poppy! Oh! What? Kissy! Nu mă mușca! No, no! No, no! Lasă pace! Didn't do anything wrong. Nu a făcut nimic greșit el. We're actually here to help. Am venit să ajutăm. What? Kissy, missy. This place makes her tense. Locul acesta o face tens. Adică panicată. Mă bucur că Oli te-a ajutat. He's the reason we found you at all. El este ajutor. Este motivul pentru care te-am găsit. Băiat, avea voce de fată. What? Nu era fată? S-a făcut zi dintr-o dată. Salut! The train crash hurt us both. Se pare că am fost răniți amândoi de accident. You've been through so much. Ai trecut prin așa de multe. Da, și nu mai vine a ta, Poppy. You deserve an explanation. Meriți o explicație. Kissy, ești o drăguță, tu, Kissy. Nu poți cred că te văd în sfârșit, Kissy. M-ai călcat în picioare. We'll be okay. O să fii ok, o să fim împreună ok. Ok, vezi că era lift acolo? Mamă, ce tare, Kissy, missy. În sfârșit o vedem. Oh. Ce e acolo, Poppy? O manetă? Tu ești prea mică, tragi de maneta aia. What? Vine liftul! Kissy și Poppy, salut! Deci cele sunt cele mai bune prietene, fetele Girl Power, oh? Hai să mergem, fetelor! Haideți! Oh. Ai emoții, Kissy? Listen, I'm not your enemy. Nu sunt inamica ta! But I can't just let you leave. Dar nu poți să te las să pleci! What's happening down here is bigger than ce se întâmplă aici e mai mare decât noi toți! I need you. Ce am nevoie de tine? So we can get revenge on those. Așa să ne răzbunăm pe acești monștri care te-au torturat. Tortured us. Care au torturat pe noi. They didn't act alone. Nu au acționat singuri. Sunt discipolii originalului. Prototipul. Gheara. Asta e gheara. Gheara de metal. Do the honors. Fă onorurile. Da, le fac. Ia apăs pe buton. Stai acolo, Kissy, că eu apăs. Ce mică ești tu, Poppy. Ce mică ești tu. Oh. Am intrat în gura lui Kissy, Poppy, spune să mă scuipe. Chiar m-a scuipat, oh, putău. Ce-a făcut? Curent! Prototype knows we're coming by now. Prototipul știe că venim. Try to escape. Dacă încerci să scapi, o să te omoare înainte să ajungi la ușa de intrare. Din cauza lui am fost blocat în aceeași vitrină. N-ai idee ce a făcut. Lasă-mă să te ajut să-l omori. Vreau să te ajut să omor pe toți, să salvezi pe toți. Pardon. Te-am văzut toți. Cât de capabil ești. Mersi. Le-ai omorât pe Huggy. Ai omorât-o pe mami. M-ai eliberat pe mine. Ești perfect pentru asta. Mersi, Poppy. Kissy are dreptate. Chiar ne vine. Este ultimul obstacol împotriva lui prototipului. Ține-te în siguranță. Oli o să te sune. Mersi, Poppy. Kissy. Ești mai tare, Kissy, știai? Ești puterea mea. Pa, Kissy. Kissy, missy. Drăguța Kissy, missy. Câte povești am văzut cu ea înainte să apară în joc. Mi-aduc aminte. Kissy o legendă. O ador pe Kissy. Câte videoclipuri. Ha? Asta e mami Longlegs. Alo, da! Oli, tu ești? Alo. Hey, hey.
Hei, hei, sunt eu iarăși. Se pare că Poppy ți-a explicat tot, ți-a explicat totul. Și-a dat drumul la curent. Acum planul e simplu. Trebuie să dăm curent la locul de gaz. Du-te înapoi la Home Sweet Home, în clădirea în care tocmai ai fost. Și o să găsești un cablu undeva prin zonă. Și bag-o în priză. What? Ok, deci trebuie să trag un fir gigantic să-l bag în priză. Au, l-am găsit, cred că asta este, nu? Ai cu cablu, tata! Ia uite ce cablu lung! Trebuie să-l băgăm în priză sub statui, cred. Doamne, cât de lung e cablul ăsta, nu se mai dă bătut. Haide, cablușor! Băgăm cablu în gaură. Băgăm uric aici. Pam. Unde? Au, s-a băgat. Yay! Și acum avem la Home Sweet Home curent. A fost un generator de backup pentru clădirea aceea. Fiecare clădire are un backup. Acum ai luat curentul și l-ai pus aici. Suntem la jumate aproape. Unde să mergem în următorul loc? Peste tot este periculos în zona asta. Mai ales în playhouse acolo. Yuck. Deci mai bine mergem la școală. Oh my god. Catnap lasă acela loc, acel loc singur. Îți trimit cheia acum. Mersi. Păi chiar am luat-o deja, Polly. Ok, mergem la școală acum. La școală o să vedem pe doamna aceea din trailer, care i-am văzut doar, ochii, silueta aceea, nu? La școală era. Care este școala? Asta e școala? Acolo e Toy Store. Și aici este școala. Nu, la școală. No! Vreau weekend infinit și vacanță de vară pe veci. Aici e? Școala.